Salut internet, suntem Sergiu și Andrei și da, suntem la ceai cu Alina Eremia. În minutele ce urmează o să jucăm un joc, o să-i punem câteva întrebări Alinei, dar foarte important, vom afla ce se întâmplă exact când luminile se schimbă. Și sperăm că nu se întâmplă ce ne gândim noi că se întâmplă. Sau ce te gândești tu, eu, mă rog. Spune-ne da, un artist sau o trupă care îți place ție foarte mult și poate noi n-am auzit de ea. Spune ce ne recomanzi tu să ascultăm. O artistă care, pe care eu ascult des și care mie îmi place foarte, foarte mult este Azealia Banks. Cum a zis ea? Căutați și voi. Deci mai zi o dată? Nu e Azealia Banks. Așa? Nu este o artistă foarte cunoscută la noi. În schimb are un stil muzical așa mai aparte, cu mai multe influențe. Și ce să zic, pe mine mă delectează de câte o ascult. Deci, dragilor, puneți mâna după ce vă uitați la interviul ăsta și căutați și voi pe Azealia Banks. Așa, să vedeți exact ce ascultă Alina și să înțelegeți de ce. Avem o curiozitate. Yes. Noi știm că tu conduci. Da. Și vrem să te întrebăm din câte încercări ai luat carnetul. Da, sincer. Din două încercări. Da. Și de ce? Da. Pentru că așa prima dată șoferii adevărați din exact, a doua încercare. Așa, prima dată am picat la sală cu 21 de puncte, iar a doua oară am învățat, am tocit cartea, am rupt cartea în două, am luat aproape punctaj maxim și la traseu nu făceam griji. Că știai să conduci. Da. Ce te enervează, Alina, cel mai tare în trafic? Acum, tu ai mă enervează tot în trafic, deci n-ai idee. Nu, n-ai cum, sunt foarte agresivă la volan. Deci să nu vă întâlniți, Doamne ferește. Doamne ferește să nu mă întâlniți în trafic. Eu m-am întâlnit cu ea și dacă nu era trecere de pieton, Doamne ferește, deci nu vreau să mă gândesc. Mai acord prioritate la pieton, să știi. Uneori, așa, uneori, da, nu tot timpul, dar când se mai ivește câte un pieton, prefer să nu-l calci. Da. Vreau să spun o întrebare și te-aș ruga, de fapt, să ne explici un lucru. Da. Alina. Da. Ce este ăla un offside? O să încerc o definiție. Te rog. Bun. Deci. Iar în momentul în care primește pasă acest jucător, Bănel, da? Bănel, așa, Bănel, să zicem. Primește pasă de la cu echipier de-a lui. Sigur primește pasă, că el să dea nu știe. Deci. Wow! Deci Alina Eremia, doamnelor și domnilor, a dat cea mai lungă definiție posibilă de când e fotbalul. Deci eu mă gândesc așa, dacă, știi că offside-ul a fost impus la un moment dat în fotbal, dacă, Doamne ferește, venea cineva și spunea lui Alina, du-te tu, explică-le oamenilor ce e offside-ul. Plecau acasă, plecau din timpul meciului. Se mai juca cu offside-ul în ziua de azi. Nu. Bine, hai, Alina, poți să ne întrebi și tu ceva, dacă vrei să-ți explicăm și noi, să vezi cum explicăm noi lucruri. Păi dacă jucați dur, o să joc și eu dur, nu e nicio problemă. Numai ce, să nu ne prinzi în offside. Nu mai vedem. Vreau să-mi spuneți, ce înseamnă gomaj? Păi, definiția termenului gomaj. Mi se pare foarte simplu, adică foarte bine la treaba asta, mai ales Andrei, te rog frumos. Băi, stai mă, gomajul e... Nu, vă duceți în direcția greșită. Ba, nu e adevărat, eu am două gomaje acasă, dacă vrei să știi. Am două, le țin... Îți place să ai grijă de tine, nu? Da, le țin în cutia de scule. De ce? De ce îi faci asta? De scule. Eu am mâncat în Franța, omlet de gomaj. Da. De fromaj, nu de gomaj. De fromaj. Stai mă, gomaj, cum? Sunteți departe de sensul cuvântului, n-are nicio legătură. Mai încercați, dar vreau să mai încercați. Gomajul, nu vreau să vă spun eu. Așa. Este, gomaj. Este un curent literar din secolul XVIII, nu știu dacă ai studiat în Iugoslavia. Bănuiesc că francez, după, francez, am vrut după să spun. Cum sună. A scris Thierry Henry, a scris în gomaj. Așa. Mai încercați. Și să vezi fază în timp ce el era în gomaj acolo, Thierry Henry l-a prins în offside. Pentru că și noi și probabil că și mulți dintre voi sunteți curioși despre Alina, în general, lucruri. Și tu ești curioasă, nu? Hai să jucăm un joc împreună. Noi o să spunem câteva întrebări, tu trebuie să răspunzi repede. Sincer. Bine. Da. Și noi vom răspunde și noi la întrebările tale. Da. Și ca să fie jocul mai interesant, noi ne-am gândit să scriem răspunsurile pe care ne gândim noi că o să le dai tu. O să le scriem aici și o să ne uităm la final să vedem cine a ghicit mai multe răspunsuri. Și partea tare e că pierzătorul dintre mine și Sergiu va trebui să-i predea Alinei telefonul lui și ea va intra pe pagina lui personală și va posta ceva în numele lui și el, pierzătorul,
N-are voie să-l șteargă timp de o oră. Aole. Ce malefic îmi place. Da. Hai să dăm drum, ești pregătită? Da, hai să perfect. Începem. Ok, am eu prima întrebare. Hai. Humus sau tabule? Humus. Salam sau Jean de la Croiva? Salam. iOS sau Android? iOS. Cățel sau pisică? Cățel. Alb sau negru? Negru. Metrorex sau RATB? Metrorex. Dus sau baie? Baie. Ceai sau cafea? Cafea. Aur sau argint? Aur. Adevărat sau se știe? Adevărat. Da. Deci, draga mea Alina, dragul meu Sergiu, cu regret enorm și profund în glas, vă anunț că eu le-am nimerit pe toate. Ai pierdut. Aoleo. Uite aici. Da. Vai de mine. N-am. Da, eu una singură am greșit. Hai mă, da, chiar nu putem. Bun, nu putem să... Te rog. Nu, trebuie, pedeapsa e pedeapsa. Hai să vedem, trebuie să-i postez ceva. Eu n-am nicio treabă, Sergiu, să știi. E strict de a ei. Eu i-am spus că a cântat frumos în această dimineață. Wow. Idem să citesc? Da, hai să-i dăm să vadă ce a zis. Prepare yourself. Ia să vedem. Foarte amuzat. Foarte. Că s-a stat acum o oră, nu? A fost ideea mea. Da, clar. Ideea e, dacă ceva cu Alina okay. vorbești. Ok. Mai vorbim noi. Mai treci tu pe aici. Dar voi Andrei m-ați provocat. Mai trine emisiune. Da, eu zic să ne oprim aici. Am avut ceai cu Alina Eremia la Kiss FM.